Salutare, prieteni! Pentru că în zilele următoare voi vrea să fac o partidă la plută, am ales să-mi procur singur momeala, așadar am venit pe un astfel de pârâiaș, unde sper să găsesc câțiva carabeți. Îi caut în special sub pietre, sub bolovanii mari. Sper să și găsesc câțiva. Da, uite că am găsit ce căutam. Da, cam așa arată o colonie de carabeți. O să adun câțiva de aici. Nu se iau chiar pe toți, pentru că cu siguranță mai găsesc și mai sus astfel de pietre sub care se ascund carabeții. Haideți să vă și arăt ce e în interiorul acestei cochilii. Dacă desfacem cochilia, înăuntru se găsește un vierme, niște larve de muște. Ajunge de aici. O să pun piatra la loc. Carabeții țin într-o cutiuță în care am pus o cârpă umezită. Ia să vedem dacă sub piatra asta e ceva. Uite că sunt 2-3. Oh, bun. Am mai găsit o piatră. Cu ce mai adun de aici, o să fac de o partidă de pescuit. Nu o să vreau să iau foarte mult, pentru că nu vreau să le distrug habitatul. Mai adun pe ăștia care sunt aici. După care ne vedem pe baltă. Bun, am ajuns într-un final și pe baltă. Vremea nu e cea mai bună, plouă destul de mărunt și e foarte frig afară, cred că sunt undeva la 2 grade. Pentru a-mi ușura munca, voi folosi o bolonieză de 5 metri, un fir de 0,10 mm, un monofilament subțire și cred că ce e cel mai important, cârligul. Vă recomand să folosiți cârlige subțiri. Eu aleg să folosesc modelul acesta de la Owner, de 0,37 diametru. Sunt subțiri și în momentul când străpung carabetele, acesta nu se deteriorează foarte tare și rămâne fipt în cârlig. O să iau un carabete din cutie. Înainte de a fi pus în cârlig, trebuie ruptă cochilia aceasta de piatră. Bănuiesc că știți, dar e important să precizăm și lucrurile astea. O să-l atașez în cârlig, ținându-l de cap și înfingând cârligul chiar în partea aceasta neagră, pentru că este mai rezistentă. Cam așa ar trebui să arate. Sper că se vede în cameră. Hai că e acolo. Este? Oh, de micuț. Ia uite, un clenuț. Hai să ieșim de-n drumul. Fugi. Este? Ia uite, un biban. Un bibanaj micuț. Văzusem câteva atacuri pe suprafața apei. Chiar mă așteptam să fie biban. Că pleacă. Este. Ia să vedem ce este. Ia uite, tot un bibanel. Da. Azi se pare că e ziua bibanilor. Dacă mai continui așa, e posibil să încerc și la un șad. Așa sunt plini de icre. Probabil vin în apele astea mici, urcă din olt să se depună aici. Aici găsesc toate condițiile necesare pentru depunere. Păcă trage. Este. Ia uite. Un clenuz mai mărișor un pic. Bine, nici asta nu foarte mare. Față de ce am prins mai înainte, o idee mai mărișor. E că e acolo.
Am avut o trăsătură faină. Da, este. Este o babușcă. Babușcă micuță. Cred că o să schimb un pic locul și mă voi duce pe canalul din fața mea, care vine perpendicular pe acesta pe care pescuiesc, pentru că am văzut mai multă activitate acolo. O babușcă, un pic mai frumușică, semn că aici la apă mică sunt și o idee mai mari, ca să-i dau drumul și să mai fac câteva lansei aici. Ceea ce fac eu aici seamănă mai mult a vânătoare decât a pescuit. Pentru că trebuie să stau foarte ascuns. Altfel n-aș avea nicio șansă să prind vreun pește. Apa fiind foarte, foarte mică. Mai frumusică un pic. Este. A, și pare mai frumoasă. Ia să vedem. Da, este una mai frumusică un pic. Opa, ia uite-o. Da, o idee mai mare. Da, o idee mai mărișoară un pic. Aproape cât palma. Frumoasă. Față de dimineață a scăzut puțin nivelul apei. Acest canal are legătură directă cu Oltul, așadar este influențat direct de nivelul acestuia. În consecință mă aștept și ca Oltul să fie scăzut, ceea ce nu e chiar ok, ținând cont că este luna martie, iar în această perioadă ar fi trebuit să se dezghețe zăpada și să crească nivelul apei. Însă, din cauza precipitațiilor reduse din această iarnă, nu s-a mai întâmplat acest lucru. Nu știu dacă e semn bun sau rău. Acum rămâne de văzut pe parcursul anului ce o să se întâmple. Cert e că în astfel de canale, necrescând foarte mult apa, nu bagă atât de mult pește. A, este. Hai, ultima pe ziua de azi. Opa! Da, ultima babușcă. Se pare că și-au făcut treaba carabeții. Am reușit să iau câteva babuști, câțiva bibănei, 2-3 clenuți. Nu foarte mari adevărat, dar a fost relaxant. Înainte de a pleca acasă, haideți să vă arăt cei 3-4 pești care am păstrat pentru o poză. După care vă strânge și o bățură. Da, cam asta e o parte din ce am reușit să prind astăzi. Așa să fie cei mai mari. Nu o să-i mai țin pe mal, o să le dau drumul. Fugi! Nu sunt foarte mari, sunt mărunței, dar eu mă declar mulțumit. M-am relaxat 2 ore pe malul apei. M-am bucurat de natură, iar acum e timpul să plec acasă. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să vă abonați și să dați un like. Până data viitoare, eu vă salut și toate cele bune. Respect!